Despre Kossuth se spune că era un mare orator, a fost și jurnalist, dar vremurile l-au obligat să conducă revoluționari. Este evident că nu putem demonstra efectul Coriolis doar urmărind sensul în care se scurge apa din chiuvetă, fie că suntem în emisfera boreală sau în cea australă. Poate doar urmărind eroziunea malurilor unor râuri. A fost obsedat de legenda monstrului din Loch Ness, însă premiul Nobel l-a primit pentru prima carte a trilogiei intitulată Nu tocmai optimist, spre sfârșitul pământului. Celebrul șoricel are 80 de ani, însă e la fel de neastâmpărat. Fără Conrad Haas, Tsiolkovski sau Obert, poate că saltul de la primul zbor până la lună ar fi durat ceva mai mult. And the Oscar goes to Jeremy Irons. Pe lângă roluri celebre în filme de ficțiune numai puțin celebre, actorul s-a implicat și în importante proiecte de documentare, precum seria Cine crezi tu că ești? Cu ea se deschide și lista cronologică a actorilor români de film. Printre actorii formați de faimoasa artistă se numără Calboreanu, Beligan sau Rebenciuc. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Despre tragedia din Mexico City s-a crezut inițial că va împiedica desfășurarea Cupei Mondiale de fotbal din anul următor. N-a fost așa. Dacă n-am avea fotografii din dulcele târg al ieșilor, picturile documentale lui Alupi ar umple chiar peste măsură acest gol. Ioana Radu era de părere că romanța se cântă în așa fel încât să plângi râzând și să râzi plângând. A iubit romanța, dar n-a crezut că a făcut totul pentru ea. Dragostea e lucru mare, linoleano, nu-ți dă stare la mâncare, linoleano, nici hodină la culcare, linoleano. Obsedată cumva de efemer, a debutat cu romanul Pânza de Păianjen, iar volumul autobiografic din 1977 l-a intitulat Pe firul de păianjen al memoriei. Actorul brăilean a suferit de pe urma copilăriei trăită în sărăcie. A vrut să emigreze în America să joace în filme, însă a rămas acasă pentru a încânta prin rolurile sale spectatorii de teatru și film români. Te-ai găsit dumneata, Ilie Gămălie, din Cisnădie. De, mă rog, de Cisnădie. Te-ai găsit dumneata să ne faci teorii, teoria chibritului. Însă, fii drăguț și lasă-ne. Avem atâtea pe cap, nu mai știm de ale noastre. Hai. Este cel mai vechi colaborator al radiodifuziunii române în primul său rol, Statul Palmă, Barbăcot, fiind distribuit la vârsta de 5 ani. În peste 8 decenii de viață a întâlnit și colegi care nu zâmbesc decât atunci când știu că îi filmează cineva cu camera ascunsă. Am o nevastă, o acadea, ce nu s-a pomenit. Ea zice că-i cu mod Antonio, zic că s-a scântit. În loc de fustă și furoie, în pantalon mereu. De parcă Ius nevasta ei și ea bărbatul meu. Monstrul sacru al jazzului românesc are în spate o tradiție muzicală de 300 de ani de pe vremea lăutarului Petre Crețu Solcanu. Afirmat încă de la 19 ani, contrabasistul și pianistul român a devenit în 1987 membru de onoare al Academiei Louis Armstrong din New Orleans. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.